Dar odihna nu este tocmai în faptul că îl lăsăm la cârma vieții. El se odihnește în noi când lucrează în noi și cu noi. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim. Când ne îngrijorăm noi, Domnul doarme. Când îl lăsăm pe el să lucreze, ne odihnim noi.